Salutare tuturor, ne aflăm pe Cluj Arena la primul mare show de stand-up din România, unicul din țara noastră desfășurat pe un stadion. O să încercăm să intrăm în spiritul evenimentului și avem câteva persoane care doresc să vorbească cu noi și cu dumneavoastră. Nu pot să cred, este chiar profesorul de glume, domnul Nicu Bendea. Am onoarea și plăcerea. Domn profesor, sunteți, arătați minunat. De partea mea, mulțumesc, uitați-vă. Nu ne-am înțeles, dar ce frumos suntem așa în contrast și totuși asortați. Mulțumesc că ați bătut atâta vreme, atâta timp, atâta distanță din Ghirișu Turzi și ați venit aici pe stadion. A luat și stadionul în cadru, l-a luat. Așa frumos plouă, de după ce terminăm spectacolul sau înainte, sau după, că punem nocturna, o să plantăm pirică și restul. Nicu, domn profesor de glume, da? Te rog frumos să ne spui... Portretizat, foarte bine mai portretizat. Am încercat să dau tot ceea ce este mai bun și oricum nu costă foarte mult reclama. Da. Să ne spui, te rog frumos, cum este să trăiești practic ceea ce ai trăit de dinainte de pandemie? Pentru că nu ai mai făcut show-uri de stand-up, mă rog, în această formulă 100% nu, dar n-au mai fost show-uri de stand-up la nivelul țării de la începutul pandemiei. O să fie interesant, o experiență interesantă. Reîntâlnirea cu publicul tot timpul, reîntâlnirea cu publicul îți creează așa o stare de așteptare, o emoție, o dorință. Abia așteptăm și eu și ceilalți colegi să ne urcăm pe scenă și sper să fie bine, sper să se regăsească și în glumele noastre, că acum fiind 3 luni stând la cutie, preponderența glumelor vor fi cele legate de acest fenomen păcătos, din păcate. Noi știm că tu nu te-ai oprit nici pe timpul stării de urgență, nici pe timpul stării de alertă. Ce te-a făcut să... sau mă rog, ai făcut toată treaba asta ca să fii mai aproape de cei care te urmăresc? Da, da. Am zis că ăsta e cadou meu sau, cum să zic, contribuția, obolul meu pentru cei care stau în carantină, pentru cei care suferă din cauza că nu pot să meargă la servici, la evenimente și așa mai departe. Am stat aproape de ei, săptămânal. De luni până vineri am avut un moment video atât pe YouTube cât și pe Facebook, până m-or bloca și pe Facebook. De la ce? Nu știu, așa să-mi ajute Dumnezeu, vorba lui Piersic. 2 săptămâni carantină de la Facebook. Și feedback-urile au fost bune. Adică s-a creat o comunitate și așa. Îi văd pe stradă, ne întâlnim și în Cluj. Mă salută, normal că îi salut și zice, nu mă știți, dar eu vă urmăresc de atâta timp. Și e o senzație plăcută și pe lângă senzație e spiritul ăsta care s-a creat, domnule. Totuși, până la urmă, specia asta umană, rasa asta umană nu o să dispară atâta timp cât o să fim, cât o să ne ascultăm unii pe alții și cât o să avem grijă unii față de alții. Un mesaj în stilul tău caracteristic înainte de a-ți ura succes și tacere și te vom vedea acolo pe scenă. Mai veniți și la spectacole, nu stați numai pe Facebook și pe YouTube. Vă îmbrățișez și să ne vedem cu bine oriunde, online sau offline. Important e să fim sănătoși. Și urmăriți Ziar 21 de Turda și Câmpia Turzii, chiar dacă sunteți din Buzău, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Nicu, mersi mult, să ai spor, ne vedem acolo. Rugăminte și sfat să mergi pe dincolo ca să nu te plouă. Ei, dragii mei, l-am avut pe Nicu Bendea alături de noi, unul dintre protagoniștii acestei seri minunate. Așa cum am spus, deși plouă, limita, numărul de persoane este undeva la 500. O să fie undeva în spatele meu, după cum puteți și dumneavoastră observa. Sper din tot sufletul să se oprească ploaia, pentru că mai sunt câteva nume sonore ale stand-up-ului românesc și clujean. Și sper din tot sufletul să fie un moment foarte fain, lumea să râdă, să se destindă. Și, bineînțeles, noi să vă informăm pe dumneavoastră cu tot ceea ce înseamnă comedie, show, stand-up. Ne vedem! Aplauze, dacă doream aplauze, mă făceam pilot de Wizz Air. Mulțumesc frumos! Ați venit!
Vă plouă pe careva? Zice, nu mă plouă, dar sudă. Bravo, aplauze! Aplaudați, că vi s-au luat datele, vor termoscanat, ați venit, habar nu mai aveți. Nu vezi, știi cum, ești, cum se ieșiți din arenă? La un moment dat era un termometrist bun la Mega Image, că două babe din Gheorgheni au zis, du-te la el, că mi-au dat leac și pentru bătături și triglicerine. Jucători mari în gazon, Toti, Del Piero, Rădoi, Sânt Mărtean, Marica, pardon. Marica joacă la Grand Hotel Italia, aveți așa. Acum vorbim numai de un sportiv la nivelul României, Simona Halep. Ce-a făcut ea? Și-a tăiat un dărat din pânze ca să poată juca tenis. Arătați-mi un fotbalist care și-ar tăia 3 centi din pânză să fie mai emoționat. În schimb, restaurantele nu s-au deschis. Nici fast food-urile din food court-uri. Ce-or fi făcând gândacii din Vivo? Se gândește cineva la ei? Vedeți, am comandat pe un Glovo. Știți cum merge Bog la primărie? Își cheamă un Glovo. Eu când văd pe un... S-a mai stins primecul. Eu când văd pe unul cu pelerină galbenă, indiferent că e de la Glovo sau nu, zic, două șaurme. S-au deschis terasele, s-au deschis muzeele încet, încet, de mâine începe și fitness-ul, păcănelele. Vorba lui Lis, unde găsești fructe proaspete zi de zi? La păcănele, pună, 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 lebediță, fructe, pună. Shooting stars above the city lights.